mai sunt câteva zile până luna februarie iar activitățile de la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani sunt pregătite. Este vorba despre expoziții fotodocumentare, de sculptură, o piesă de teatru, dar și cu spectacol folcloric tematic. Activitățile pentru luna februarie a Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani sunt pregătite iar pășcănenii sunt așteptați să treacă pragul instituției de cultură pentru a viziona expoziții tematice, o comedie spumoasă, dar și un frumos spectacol folcloric. Astfel, pe 3 februarie, în holul instituției, pășcănenii pot vizita o expoziție documentar despre academicianul pășcănean Constantin Ciopraga. Ideea a venit din partea profesorului Leonard Gavriliu în cadrul Consiliului Consultativ. Din cauza condițiilor meteo, profesorul și sora academicianului nu pot veni pentru a ține o evocare în memoria lui Constantin Ciopraga. Pe 3 februarie la propunerea domnului, domnului, profesor universitar doctor Leonard Gavriliu, la împlinirea celor 5 ani de la moartea domnului academician Constantin Ciopraga, am fi dorit să facem o evocare unde e invitată să fie și domnișoara Magda Ciopraga, fica domnului academician. Din păcate, atât domnul profesor Gavriliu, cât și domnișoara profesor Ciopraga de la Iași, nu se pot deplasa, domnișoara vine de la ea și vremea e așa cum este, iar domnul profesor ne-a transmis că dumnealui nu poate ieși din casă pe vremea asta. Totuși, noi vom marca momentul printr-o expoziție fotodocumentară care va fi în holul Casei de Cultură, începând cu data de luni 3 februarie. O colaborare propusă de un alt membru al Consiliului Consultativ al instituției, profesorul universitar și sculptorul Pășcăneanu Ilie Bostan este aceea ca în sala Arcadia să fie permanent o expoziție de pictură, grafică sau sculptură. Odată la o lună să fie schimbată, colaborarea va fi cu galeriile de artă din Iași, dar și lucrări ale studenților care învață la Facultatea de Arte Plastice din Iași. Până pe 14 februarie avem expoziția de grafică pe teme eminesciene a Ligiei Macovei, după care suntem în tratative să organizăm o altă expoziție de pictură naivă sau de sculptură, așteptăm niște răspunsuri, nu știm încă. De altfel, pe partea de expoziții am vorbit cu domnul profesor universitar Ilie Bostan, membru al Consiliului Consultativ al Casei de Cultură și ne-a promis că ne va ajuta cu o colaborare permanentă cu cele două mari instituții din Iași, respectiv Galeriile de Artă și Facultatea de Arte Plastice, și lunar sau odată la două luni o să vedem în funcție și de cum, cum pot cei de la Iași. Vom încerca să aducem câte o expoziție astfel încât sala Arcadia permanent să fie gata pentru a primi vizitatorii. În prezent, în sala Arcadia sunt expuse lucrările Ligiei Macovei pe teme mineștiene. Teatru, o comedie spumoasă, intrarea fiind liberă. Pășcăneanul Alexandru Apostol, student în anul 2 la UNEATC București, în clasa actorului Florin Zanfirescu, va veni alături de colegii lui pentru reprezentația Servieta cu domn. Comedia este programată pentru data de 17 ianuarie, ora fiind stabilită în prealabil. Pe data de 17 februarie vom avea teatru, Doamna directoare Dana Calistru, atunci când a venit la Casa de Cultură, a venit și cu, printre altele, cu o propunere de a promova tinerile talente, care sunt încă studenți, încă, încă sunt în curs de calificare. Și o să începem pe 17 februarie cu Alexandru Apostol, împreună cu colegii lui din clasa domnului profesor Zanfirescu, care vin, pe care îi avem oaspeți, cu o piesă de teatru, Servieta de Doc, este o comedie spumoasă și sperăm să avem auditoriu, că aici este problema noastră. Dragobetele, sărbătoare de iubire la români. Activitatea este în colaborare cu școlile din Tătăruș și lunca Pașcani și este stabilită în după amiaza zilei de duminică, 23 februarie. 23 februarie avem sărbătorim ziua iubirii la români respectiv dragobetele și aici vom avea o manifestare bazată mai mult pe partea folclorică în colaborare cu școala Lunca și cu școala Tătăruș în perioada 26-28 februarie are loc și evenimentul pentru omagerea Mitropolitului Pășcănean Visarion Puiu. La Casa de Cultură va avea loc doar o expoziție fotodocumentară, însă conducerea este deschisă la toate propunerile care vor veni din partea Mitropoliei Pașcani sau ale altor unități culturale. Pe 26 și, între 26 și 28 februarie, așa după cum știți, este de acum tradițional că sărbătorim zilele Mitropolitului Visarion Puiu. Anul acesta am dorit ca noi, cei de la Casa de Cultură, să nu mai venim noi cu propuneri de activități, astfel încât vom pune expoziția fotodocumentară Visarion Puiu și în măsura în care protopopiatul Pașcani respectiv părintele postolache sau și protopopiatul roman, respectiv părintele Tuscanu. Dacă au nevoie de ajutorul nostru, de colaborarea noastră, vom, vă, noi îi vom ajuta cu absolut tot ce ne stă nouă în putință. Doar că am considerat că este activitatea bisericii și nu a casei de cultură. Atâta tot.